Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 10 octombrie, în cadrul ediției din acest an a Salonului Hunedoran al Cărții, o nouă întâlnire cu îndrăgitul scriitor, traducător și om de televiziune Radu Paraschivescu, prezent la Deva pentru a-și lansa cele mai recente cărți, Podul Diavolului și Garoafe la Bordel. Opera literară a lui Radu Paraschivescu se bucură de un bine meritat succes. Scriitura inteligentă, umorul debordant și subiectele abordate, găsind de fiecare dată drum deschis către preferințele cititorilor. A scris romane, proză scurtă, precum și cărți în care radiografiază tăios realitățile din România de azi, Ghidul nesimțitului, bucurându-se de un succes uriaș la apariția din anul 2006, devenind un incontestabil bestseller. Mă bucur mult că astăzi ne-am întâlnit din nou cu un bun prieten la bibliotecii noastre. Mă bucur că a venit la Deva și ne-a încântat cu prezența plăcută a domniei sale. Sunt sigur că cele două cărți pe care domnia s-a lansat în această seară se vor bucura de interesul cititorilor noștri și cu siguranță vor fi și citite cu cea mai mare plăcere. Cărțile cu care Radu Paraschivescu s-a prezentat la Salonul Hunedorean al Cărții din acest an sunt cele mai recente apariții ale autorului. Cărți publicate de editura Humanitas, unde Radu Paraschivescu este editor din anul 2003. Am venit cu bucurie la Deva, e a doua oară în 2 ani că vin, la invitația domnului Sebastian Bara, prind a 22-a ediție a Salonului Cărții Hunedorene și vin cu o restanță care se cheamă Podul Diavolului, pe care am scos-o, roman pe care l-am scos acum câteva luni, toamna trecută, și cu o carte relativ nouă care se cheamă Garoafe la Bordel și care adună 11 proze din ceea ce mi s-a părut mie a fi textele cele mai bune din proza mea scurtă, 3 sau 4 volume. Cam asta a fost meniul zilei și mă bucur că a fost lume, mă bucur că oamenii au rezistat și la o lectură în avantpremieră și că au făcut față și căldurii și că au răspuns căldurii termice prin căldura lor de cititori și de martori la eveniment. În romanul Podul Diavolului suntem purtați în lumea fascinantă a unui stat din inima Franței, în care autorul ne face martor la întâmplări ce ne vor ține cu sufletul la gură, iar cele 11 proze scurte din Garoafe la Bordel ne fac să râdem amar de lumea pe care Radu Paraschivescu ne-o prezintă, fără să menajeze nimic din atâtea și atâtea imperfecțiuni ale societății românești de azi. Publicul prezent la întâlnirea cu scriitorul Radu Paraschivescu a avut prilejul să-l asculte vorbind despre cele două cărți ale sale, după care a urmat un viu dialog cu cititorii și o sesiune de autografe.